Prietenii, am revenit cu bunica Ileana. Ei au plecat la bunica Zânca, că ați văzut pe vlog la bunicul Tomiță, că i-a fost rău. Și se mai duc la ea, că e și ea bătrână, e și ea bolnavă. Da. Cu scrata Zânca, bunica Zânca. S-a venit la bunica Ileana. Sunt puțin cam așa, mă doare capul. Sunt răcită, obosită. Sunt obosită. O ia cu frigurile, prietenii. Da. N-ai decât să stai la căldură, să mă duc să-ți fac un ceai și să stai liniștită în pat. Nu te stau în pat liniștită până mă simt bine. Da. Eu n-am mai mers cu bunicul Tomiță, că și mie mi-e frică. Nu, mai e frică acum. I-a fost rău. Am văzut pe vlog că i-a fost rău lui bunica Zânca. Apoi sunteți bătrâne, mai cu probleme, mai... Ce să spun? Mâine să dăm jos hainele ale țigănești. Să vă îmbrăcați în ele frumos, să vadă prieteni cum eram noi de mult, cum era bunicul. Eu nu mă îmbrac. A? Nu mă îmbrac. De ce nu îți place să te îmbrăci? Ba da, le prezentăm, le iau pe mine, le port. Da? Dar să te faci tu mai bine, un pic. Da. Și le punem pe Facebook sau unde vrei tu, pe YouTube. Da. Și mai dăm din ele, dacă... Vor doamnele, nu știu, vedem da, ce vede face. Da, vede unii, dacă cine vrea să cumpără haine din ea. Da, haine din ea. Noi avem de vânzare, nu veniți. Nu, mi-au mai cerut mie niște doamne pe Facebook. Ne? Da. Și le facem cu cadou. A, să facem alte doamne, mi-a cerut mie, da. Mai altceva. Da, mi-au cerut mie niște nu doamne. Nu vindem noi haine, doar așa. Nu le vindem, cum să vindem toate hainele? Ăștia sunt de la strămoși, de la bunici, ai bătrâni, din da. La neamuri. Ai haine și de când erai tu tânără. Da. N-ai? Am, că ai. Am. Ai foarte multe haine. Da. Să vedeți, prieteni, câte sacăuri de bărbați, pantaloni noi. Are tata, deci are costume, că el nu poartă costume, dar are pe sală. El nu poartă decât blugi. Dar are pe sală sacău. Cu tot cu pantalon sigilat. Are sigilul pe el. Da. O grămadă de haine. Dar nu le mai poartă nimeni. Nu vedeți acum. Noi, bătrânești. Lasă ăștia care au ieșit noi acum. Păi și ălea, nu sunt bătrânești costumele cu totul pentru bărbați? Da. Că nu le poartă nimeni acum decât noi romii. Da. Bărbații de la noi din etnie poartă costumele alea care sunt acolo. Da. O să le arăt eu mâine, prieteni. O să fac o prezentare și o să vă arăt că și tata are haine țigănești și nu le poartă. Da. E pe stilul ăla mai simplu, mai romanizat. Ați văzut că nu se filmează costume, tata. Costume, erau de mult pe timpuri. Acum poartă bărbați blugi, nu mai e altceva. Ai văzut? Da, am văzut. Nu mai poartă nimeni costume. Nu mai poartă. Da, blugi. Prieteni, ne-am modernizat foarte mult și suntem moderni, nu mai suntem vechi, toată lumea, să știi că nu mai e nimeni vechi în ziua de azi, toată lumea s-a schimbat, hainele, inclusiv hainele. Generație nouă. Da. Da. Generație nouă. Da. Știu că nu-ți place generația asta, dar n-ai ce să faci. Uite, generație, am revenit la acest subiect și o să vezi tu, anul ăsta 2024, o să se schimbe mai multe. Da. Decât s-a schimbat acum. Deci, să facă ce nu știu cum să zic. Generația lor este nașpa. N-ai ce să faci, bunico. Da. A ieșit generație nouă, nașpa. Da. Ai văzut? Am fost la bunica Maria. Ai văzut vlogul? Acolo. Nu. Când am fost la bunica Maria. Am filmat acolo și am postat. Că postez pe canalul ăsta, prieten, că postez pe canalul meu, tot aia e. Da. Sunt canalele noastre. Am filmat cu fiul tău pe canalul meu, îți vine să crezi? Da. După atâta timp am zis, hai să filmez cu toată lumea pe canalul meu. Că doar eu, să apar doar eu și după atâta timp am filmat și cu Mădălina, și cu bunica Mândra, și cu bunicul Tomiță. Da. Da, am filmat. Toată lumea mă ceartă de ce nu filmez. Am zis, vreau să arăt altceva, vreau să filmez doar eu, dar nu vreți să apăreți și voi pe canalul meu. Mai apărim și noi, ce să facem. Un pic a apărut și tata, dar n-a mai intrat în bucătărie când a văzut camera pornită. I-a fost frică de cameră. N-a avut.
I-a fost frică de cameră, da. Și de asta am vrut să-ți spun că s-a filmat bunica pe canalul meu, Mândra. Ia, a zis, dă-i drumul la cameră. Cine a zis? Bunica Mândra. Da. Ia, a zis. Da. Mă duc să-ți fac un ceai. Să-ți fac ceai. Ceai. Prieteni, nu am trepied, vă rog să mă scuzați. Că nu am trepied. Adică am, dar este sus la etaj. Și o să filmez și cu trepiedul și uite așa. Vă mulțumim pentru tot, prieteni, pentru toate mesajele. Mâine o să mai facem și noi puțină treabă ca să ne mai treacă timpul. Vedem ce facem pe aici prin casă. Mâine trebuie să... Am o zonie pus pronto. Nu știu, nu mai era din el. Păi bidonul cu pronto nu știu unde l-ai pus. L-am căutat peste tot. Nu știu. Și nu l-am găsit. Nu știu, nu mai e pe aici. O, trebuie să ștergem mobilile. Da, să facem curat. Prieteni, v-am zis să-mi scrieți și mie pe contul lui bunica Ileana, să-mi dați idei ce putem să facem acasă, ce activitate să-i dau lui bunica Ileana să facă ca să-i treacă timpul. Tu ai zis că faci cu aparatul de lipit, n-ai mai ajuns? Da, să cer aparatul de la Maria. Făceai portofele, făceai... Nu mai faci nimic. Trebuie să mă înveți și pe mine ca să facem. Acum. Să te învăț și pe tine și pe Alina, că Alina prinde repede, ai văzut? Da, Albina, știi că... Alina, când faci când a făcut puloverele, spune la prieteni cum ați făcut. Da. Cum a făcut când Albina? Când a făcut puloverele, ea a început și a pus-o și ea. Știu și ea să coasă. Pulover ticota la mână. La mână, da. Când a făcut, face și ea. Ce face, nu face și ea. E pricepută, intră și prinde repede. Da. Da. Uite, activitatea aia era bună, nu era? Albina are mână bună când pune ceva în pământ, prinde repede. A pus sâmburile aia, ai văzut că s-au făcut mangria și cu ochii. Unde? Și cu ea. Afară? Nu, am văzut. Nu ai văzut. Știi că nu sunt eu cu florile. S-a făcut, nu magnolia, mango. N-am văzut. Păi așa a cumpărat un mango. I-a făcut salată din aia de mango, știi? Și ea ce a făcut? A luat sâmburul și l-a băgat la mine într-o floare, într-o saxie. Și avem mango? Avocado, da, cred că. A? Avocado, nu mango. E avocado. Avocado. Avem și mango și avocado. Ia uzi, și eu nu știu. Da. Acolo în bucătărie sunt. Sunt trei. Am înțeles. Doi mango și un avocado. Am înțeles. Lasă că e bine să mâncăm salată din aia. Cu cicearone, știi? Da, dar trebuie să întreb cum să întreține ea. Prieteni, vă rog frumos, dacă știți, să-mi spuneți și mie cum să întreține ea, ce trebuie să le facem ca să facă fructe. Nu știu cum să întrețin, ce trebuie să le bag. Mango, deci ai avut toate florile din lume și n-ai avut mango și avocado. Da, păi a pus Alina, a pus sâmburile și au crescut. Ia uzi. Acum nu știu cum să le întreținem, că nu știu ce să le bag. Să ne lăsați, prieteni, mesaj în comentarii. Mesaj cu ce trebuie să îl hrănesc ca să iasă fructe, să facă fructe. Da. Bunico? Da. Ce idee mi-a venit acum, dar acum, nu acum, pentru la vară. Da. Să ne facem grădină, să... O să filmez eu. O să filmez eu. Aveai tu de mult... Acum nu știu câți ani aveai pătrunjel, aveai roșii, aveai de toate, de toate. Aveam. Știi că era grădină în spate aici, după casă. Da. Am avut și asta vară, prieteni. Puteți să intrați pe contul nostru să vă uitați de acum un an la videoclipurile noastre. Sunt o grămadă. Dacă mă crezi eu noaptea la 2, la ora 1, la 12, la 2, eu stau pe YouTube și vizionizez toate vlogurile noastre. Da. Da. Și uite așa, prieteni, că am mai vorbit și în seara asta, nu am vrut să mai lipsesc de pe YouTube, am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, să mai apărăm și noi, am vorbit în familie, am mai filmat, mai facem vloguri liniștite și când ieșim la plimbare și o să revin și în bucătărie mâine, poate prepar ceva, poate fac ceva dulce, puteți să-mi lăsați în comentarii, poate mă ajut și tu, poate mergem la magazin. Da. Să cumpărăm ce ne trebuie. Mergem. Ne trebuie să cumpărăm soluții pentru ca mergem să... Mergem unii la plimbare. Da.
Mâine chiar mergem la plimbare. Mergi. Trebuie să cumpărăm soluții pentru casă. Da. Să facem curat. Mergi. Da. Și uite așa că mâine avem treabă. Trebuie să mai avem și noi activitate. Da, nu prea mai avem activitate. Ce să facem? Nici pe YouTube nu mai avem activitate. Mai avem vizualizări. Vizualizări și nici chef. Cheful ăla. Gen, nu știu cum să-i explic, dar au văzut și prietenii. Da. Că nu prea mai apărut. Tu da. Mai supărată, mai... Ce să vă zic, prieteni, că... Cum se spune, anul nou l-a prins pe Mimi la spital și pe tine. Bunatul meu la spital, da. Nepotul meu la spital, da. Uite numai și da. Ce să mai facem. Asta da. E. Să nu te ia răceala. Mulțumim Dumnezeu pentru tot și ce să facem. Și rele și pentru bune și pentru rele. Da. Lasă că o să fie bine, bunico, tu, da. Noi trebuie să avem grijă de tine. Răbdăm de toate, da. Că nu avem da. Ce să facem. Și să fim puternici. Dacă n-ar fi răbdarea, ce-ar face omul? Da. Ai dreptate. Așa că răbdarea e mare. Prieteni, vă pupăm și mă duc să fac un ceai lui bunica Ileana. Dacă te ia răceala mâine, nu mai facem nimic? Vede. Dacă ai doar frisoane și ți-e frig... Am un paracetamol, am luat să-mi faci cu lămâie. Dacă ți-e frig, stai să-mi în pat la căldură. Da. Stai la căldură. Uitați, prieteni, bunica Ileana și-a pus câteva floricele aici. Păi le-am pus pentru că nu le mergea bine. Da? Da. Am văzut la mai multă lume. Le-a căzut toate frunzele. Marița, vecina, da. Fata lui doamna Stella, are în bucătărie florile. Da. Ai văzut la căldură? Un salon da. Unde mănâncă. Da. E mai bine unde e căldură, unde e mai multă căldură. Eu credeam că florile nu stau la unde este căldură mare, mare. Dar stau, că am întrebat eu. Da. Nu o să le mai dau afară anul ăsta, când o fi, le pun și le așez acolo într-un loc și nu o să le mai dau afară deloc, că s-au făcut, nu au mers bine. Da. Nu le-a mers bine. Doamnele și domnișoarele care vor să vorbească cu noi în privat, ne găsiți pe Facebook-ul Luminița Conea sau Conea Ileana. Ne căutați acolo pe da, Facebook. Da, dragi prieteni, am schimbat denumirea la YouTube. Da, și la YouTube. Nu mai este Ileana de la Strehaia și este Conea Ileana. Conea Ileana de la Strehaia. Da. Da, Conea Ileana de la Strehaia. Da, așa ne-am pus. Să mai spui de la Strehaia. Conea Ileana trebuie de la Strehaia. Lasă așa, că toată lumea avem așa la canale. Da, dar nu mai vreau să fiu ca toată lumea. Strehaia. Conea Ileana. Conea Ileana, atât. Da. Am pus peste tot, prieteni. Și bunicul Tomiță are la Facebook, Tomiță Conea. Da. Toată familia avem numele așa. Așa am vrut noi, așa am hotărât. Da. Să fie numele lui bunicul înainte da. De noi, da. Da. Să știi că mai sunt oameni de la noi din Strehaia care au numele așa. Da. De ce să vă mai spun, vă pupăm și vă iubim și suntem aici cu voi. Filmăm pentru toți prietenii noștri în fiecare zi. Sunteți ținuți la curent cu toate problemele noastre și cu bune și cu rele. Suntem aici de 2 ani de zile, mai un pic se fac 3 ani și vom fi toată viața. Și am zis, da, că e și ai mici copii care vor rămâne, o să aibă aceste canale de YouTube. Așa este. N-ai văzut că... Da, cât va merge, cât va fi în lume. N-ai văzut că vecinul Alin o are pe Sara la canal, numele ei. Da. A zis că rămâne canalul lui Sara. Da. Că ei erau mai rușinoși și nu vreau să se filmeze. Vă rugăm, prieteni, să vă abonați la Alin și Sara. Alin și Sara de la Strehaia, nu știu cum are numele. Alin și familia, nu știu cum a spus. Alin și familia, nu știu. Filmează și ei ce pot și noi ce putem. Vă pupăm și vă iubim să aveți o seară minunată. Și noi stăm mai liniștiți. Eu mă duc să fac ceai lui bunica. Vă pupăm, prieteni. Bună seara, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru comentarii. Mă căutați la canalul meu Conea Ileana. Vă pupăm și eu la Luminița Conea. Vă pupăm, prieteni, să vă abonați la canalele noastre.